Strategia Culturală din Mediul UNESCO, prin parteneriat cu Liceul de Arte George Georgescu, de aici, din Turcia. Iată că este o mare bucurie și plăcere pentru noi să revenim în această frumoasă sală cu care de atâția ani, în cadrul parteneriatului nostru, ne-am obișnuit să vedem cu recitare din ce în ce mai frumoase, din ce în ce mai împlinite și frumos dăruite publicului care ne-a însoțit întotdeauna. Aș putea vorbi despre un public fidel aici, în Turcia, pentru evenimentele organizate de Fundația Culturală Eminem Bărănescu. Iată că, de data aceasta, avem și invitați din alte orașe. Participă nu numai București și Turcia, iată că sunt invitați și de la instituțiile de învățământ din Brăila și Galați. Ne bucurăm de prezența acestor invitați, ne bucurăm de prezența acestor tineri care, cu recomandarea și îndrumarea profesorilor de la aceste instituții, au dorit să participe la evenimentele artistice ale fundației noastre. Traversăm o perioadă grea și, în același timp, tristă, cu toate evenimentele care ne-au înconjurat în urmă perioadă. Iată acel teribil incendiu din București, care a secerat multe vieți ale tinerilor noștri și continuă să secere, și numai puțin evenimentele șocante așa care s-au petrecut în Franța acum de curând. Mai multe decât atât, chiar aici, la dumneavoastră, în cadrul liceului George Georgescu, deci este o mare suferință pentru familia Altman, care și-a pierdut fiul. Iată, Alexandru Altman nu mai trăiește, atâția tineri și-au pierdut viața, atâția francezi și-au pierdut și viața, deci sunt evenimente teribile în jurul nostru, chiar recitalul nostru de astăzi, prezența noastră aici, era pusă sub semnul întrebării prezența noastră. Domnul director a considerat că putem veni și desfășura acest recital, acest eveniment important în cadrul stațiunii noastre și nu numai, în cadrul Festivalului Național de Bărănescu. Și iată că vom da curs acestui recital împreună cu invitații noștri, dărând un chios omagiu tuturor celor care și-au pierdut viața acum de curând. Și sigur, în mod special, pentru că suntem aici la Turcia, familiei Altman. De aceea, vă rog să păstrăm în momentul reculegerea și pentru familia Altman, de aici, de la dumneavoastră, dar și pentru toți cei care au plecat în această viață, în mod cu totul neașteptat, și pentru familiile lor îndoliate și suferinte. Vă rog.
faceți bunicilor, frumoși, pentru tuturor celor care au plecat spre curentul, în data de toată zilele, în data noastră, începem recitalul nostru. Thank you.
celor care au plecat în altă lume, cu darul din partea acestor tineri minunați, cu prezența dumneavoastră, care i-a mobilizat și i-a inspirat foarte mult. De aceea vă mulțumesc foarte mult pentru această dimineață pe care am petrecut-o împreună și pentru faptul că am avut ocazia să facem un gest frumos, un gest frumos pentru cei care nu mai sunt. Rămânem cu gândul la ei și pentru alte recitaluri ale noastre care vor continua săptămâna următoare și așa mai departe până la sfârșitul stagiunii din iunie 2016. Am fost foarte bucuroasă de toate prezențele și vreau să felicit pe toți soliștii noștri de astăzi cu împliniri frumoase, deosebite, sigur, raportate la vârsta și la nivelul lor de evoluție de astăzi, în acest moment. Ați observat în mod sigur că aici au fost și tineri foarte, foarte împliniți, încărcați de foarte multe premii și mari premii. Cei care nu au încă multe premii, deci urmează să cucerească și ei aceste premii, să-și încarce umerii de săculeți de premii, care să-i ajute să-și confirme realizările artistice și munca lor, aceea truda lor de fiecare zi, de ore și ore de studiu. Aș vrea, dincolo de felicitările pentru fiecare solist în parte, deci soliștii ați rugat să vină aici în față să-i mai vedem o dată, să ne mai bucurăm puțin de lui. Domnul profesor Vlad Petan.
liceul din București. Liceul Lipati, Colegiul Național de Arte din Lipati, nu este lângă noi, dar îi trimitem multe, multe felicitări. Domnul profesor, domnul Roșca. Domnule profesor, Marian Sava. Nu am terminat de transmis felicitările. Iată, deci, participanții foarte activi în recitalul nostru, pianiștii acompaniatori. Domnul profesor George Gabriel Pinter. Domnul profesor Emil Răileanu. Profesorul și dirijorul Andrei Racu. Deci, acestea sunt soliștii noștri, minunații profesori îndrumători, minunații acompaniatori, toți ce au avut asta. Sigur că nu puteam să omit așa o prezență deosebită, doamna profesoară Roxana Sava. Încă o dată vă mulțumesc pentru prezența dumneavoastră. Sunt foarte bucuroasă că împreună am reușit să facem un lucru bun și frumos pentru cei care nu mai sunt, dar și un lucru bun și frumos pentru cei care sunt aici prezenți și pentru cei care în viitor se vor bucura de împlinirile acestor tineri minunați. Să transmiteți și pe adresa fundației, adresa cea nouă care începe cu contact@aron.ro, pentru că noi vrem să facem un aranjament mare și frumos și foarte updatat cu toate momentele importante, elementele importante din activitățile noastre. Deci așteptăm cu speranță fotografii frumoase făcute de dumneavoastră și de specialiști, și de părinți, și de profesori, așa, pentru site-ul Fundației Culturale Remember Enescu. Vă mulțumesc! Bine vă transmite și eu! Vă pot transmite și eu de pe pagina de Facebook recital de vocal instrumental Remember Enescu. Există un eveniment cu acest titlu, dacă puneți recital vocal instrumental Remember Enescu, găsiți acest eveniment și cred că puteți să postați acolo. Vă așteptăm cu drag la următorul nostru recital, care va avea loc aici, din nou în această sală, în stagiunea următoare și, de ce nu, e posibil să ne întâlnim, dacă urmăriți stagiunea noastră și în alte evenimente ale noastre, care se vor desfășura în București, dar și în multe orașe ale țării. Și atunci,